testat pozitiv la coronavirus, acesta se află în izolare. Alături de tehnician, alți trei jucători au ieșit pozitiv la coronavirus. Andrei Lazar, Răzvan Gavriloaia și Iacov Vrancovici. Dinamo și Sporting Lisabona se vor întâlni în EHF European League astăzi de la ora 19:45, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Știrile orei 24 se încheie aici. În câteva momente, serviciul de noapte găsește răspunsuri la întrebările momentului. Cât de importante sunt vaccinarea antigripală și testarea pentru COVID-19 în debutul sezonului rece și în plină pandemie de coronavirus? Invitații Mariei Țoghină sunt medici și specialiști în sănătate publică. Rămâneți cu noi pentru o ediție interactivă a serviciului de noapte. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. În pandemie de COVID-19, românii se pregătesc pentru o iarnă cum nu a mai fost în istoria recentă. Bun regăsit, dragi prieteni, vă spun ca în fiecare noapte de luni. Săptămâna aceasta este una dintre cele mai importante în ce privește efortul de a ține sub control numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, în special în București, orașul în care a fost depășit pragul de 3 cazuri la 1000 de locuitori. Specialiștii, dar și autoritățile, continuă să facă apel la populație să respecte măsurile de igienă și de distanțare socială în vederea reducerii riscului de extinderea pandemiei. Chiar și așa, numărul de îmbolnăviri crește într-un ritm îngrijorător. Problemelor ridicate de pandemia de COVID-19 li se adaugă cel puțin pentru următoarele luni și celor generate în mod curent de sezonul rece, creșterea numărului de viroze respiratorii și gripa sezonieră. În București, de câteva minute, au intrat deja în vigoare restricțiile suplimentare stabilite de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, după ce rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 3,19 cazuri la 1000 de locuitori. Astfel, timp de 2 săptămâni, purtarea măștii de protecție este obligatorie, atât în spațiile închise cât și în cele deschise, aglomerate sau nu. Pe aceeași perioadă se închid teatrele, cinematografile, sălile de jocuri de noroc, restaurantele și cafenelele care funcționează în spații închise. Sunt exceptate persoanele cazate în hoteluri și pensiuni care vor putea servi masa în aceste unități de administrație publică. În privința unităților de învățământ, după ce ieri au fost mai multe neclarități, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei a explicat că, datorită faptului că în crește și after school-uri nu se desfășoară activități didactice, funcționarea acestora va fi permisă în continuare. Cursuri exclusiv online vor fi în școli și licee de stat sau particulare. Aceleași restricții impuse în capitală de la miezul nopții se aplică și în alte orașe, unde incidența cazurilor de COVID-19 a trecut deja de 3 la 1000 de locuitori. Este cazul municipiului Sfântul Gheorghe din județul Covasna, al orașului Miercurea Ciuc din Harghita, unde de miercuri va fi limitat numărul cumpărătorilor care pot fi prezenți în același timp într-un magazin. Restricții se vor aplica și la Caracal, în județul Olt, unde incidența a ajuns la 3,4 la 1000 de locuitori. Și la Cluj-Napoca s-a depășit pragul de 3 infectări la 1000 de locuitori, iar astăzi va avea loc o analiză în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Iată că autoritățile pregătesc astfel planul de acțiune pentru această perioadă, una care se anunță mai dificilă, în timp ce oamenii așteaptă încă o speranță, o soluție în lupta cu acest nou coronavirus. Trendul ascendent al îmbolnăvirilor zilnice arată clar pentru toată lumea că suntem deja în valul 2 al pandemiei de COVID-19, val care afectează nu doar țara noastră și Europa, ci întreaga emisferă nordică. Sezonul rece, deși abia la început, aduce inevitabile infecții respiratorii, fie că discutăm de banalele răceli sau mai complicatele gripe. Vom reuși să stopăm creșterea actuală și să ținem situația sub control? Continuăm și noi să discutăm despre cât de periculoasă este pandemia de COVID-19 și cum putem să ne protejăm. Cât de importante sunt vaccinarea antigripală și testarea pentru COVID-19. Discutăm în următoarele 2 ore cu invitații ediției. Medicul epidemiolog Adrian Pană, expert în sănătate publică. Bună seara, domnule doctor Pană! Bună seara și sper că reușiți să deschideți microfonul ca să ne putem auzi. Bună, bună seara!
Mulțumesc pentru invitație, salut și ascultătorii dumneavoastră. De asemenea, este alături de noi și medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei. Bună seara, domnule doctor Dumitra! Bună seara, bine v-am regăsit! Este alături de noi și medicul chimist, doamna doctor chimist Dana Stan, CEO DDS Diagnostic. Bună seara, doamna Dana Stan! Sperăm să vă auzim și pe dumneavoastră dacă deschideți microfonul. Da, bună seara! Bună seara și bun venit la serviciul de noapte! Mulțumesc pentru invitație! Tot la serviciul de noapte este invitată în această noapte și doamna Mihaela Ene, cercetător științific gradul 3 în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei. Bună seara, doamna Ene! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Alături de noi este și domnul Mihai Lala, manager OK Medical. Bună seara! Bună seara și bun venit la Radio România Actualități! Mulțumesc pentru invitație. 021-312-1054 sau 021-312-3644 sunt cele două numere de telefon la care așteptăm întrebările sau mesajele dumneavoastră. Puteți să ni le trimiteți și prin SMS la 0748-8877-66 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină, unde transmitem live. De asemenea, ne puteți urmări și pe www.romaniaactualități.ro. Repet numerele de telefon la care puteți interveni în direct: 021-312-1054 sau 021-312-3644. În urmă cu doar câteva ore, Comitetul pentru Situații de Urgență din cadrul Municipiului București a luat mai multe măsuri care vizează limitarea îmbolnăvirilor. Vor aduce aceste măsuri rezultatele scontate? Vă întreb în primul rând pe dumneavoastră, domnule doctor Adrian Pană, pe dumneavoastră, domnule doctor Gindrovel Dumitra. Măsurile luate produc efecte dacă sunt respectate. Este esențial ca în momentul de față populația să înțeleagă că distanțarea fizică și socială și respectarea acelor măsuri relativ simple care au fost menționate permanent de-a lungul ultimilor luni ar trebui să fie respectate mai mult decât oricând în spațiile închise, în spațiile deschise, aglomerate, și anume distanțare fizică corespunzătoare, purtarea măștii obligatorie, dezinfectarea mâinilor în condițiile în care atingem suprafețe care pot fi atinse și de către ceilalți și încercarea de a comunica cât mai puțin atunci când ne aflăm într-un spațiu aglomerat. Domnule doctor Gindrovel Dumitra, din perspectiva noastră, sunt suficiente aceste măsuri? Vor produce ele efecte și în cât timp vom vedea primele efecte? Sigur că primele efecte le putem observa după aproximativ 2 săptămâni, pentru că discutăm despre o boală care are această latență în dezvoltare. Adică nu putem să ne așteptăm la o scădere a numărului de cazuri în următoarele 2 săptămâni, să zicem. Cel mult să le menținem în platou și asta ar fi mare lucru dacă s-ar întâmpla. Acum, eu m-aș fi bucurat că aceste măsuri care au fost propuse să fi fost consecința unor, să zicem, studii care pot fi efectuate sau cercetări care să fie efectuate în ceea ce privește cauzele pentru care ne aflăm în acest moment, în această situație. Sigur că amenințările le-am văzut în ultima perioadă, am văzut că am avut alegerile, am văzut că am început școala, am văzut că s-a terminat vacanța. Eu personal așteptam ca cel puțin de la școală copii să învețe în primul rând ca să aibă un comportament cât se poate de sanogen sau preventiv atunci când se deplasează în afara școlii. Iată că în acest moment avem o creștere semnificativă a numărului de cazuri, avem din păcate un număr foarte mare de persoane ATI, iar în ceea ce mă privește, eu fiind și medic de familie, pot să observ cu destul de mult, să zicem, tristețe că sunt destul de mulți pacienți care au simptome respiratorii în acest moment și care nu mai apelează la ajutorul nostru, tocmai pentru că se tem de eventuale măsuri coercitive. Părerea mea este că va fi nevoie de o serie mai largă de măsuri care vor trebui luate în perioada următoare, astfel încât să putem să ducem la un platou, la apariția unui platou în ceea ce privește creșterea numărului de cazuri și după aceea la o pantă descendentă. L-aș întreba pe domnul doctor Adrian Pană, cât de justificată este această teamă a oamenilor de a spune că sunt răciți
că au simptome și dacă nu cumva undeva există o greșeală de comunicare, dacă oamenii atunci când sunt bolnavi se tem să se adreseze medicului. Și în egală măsură întrebarea vă este și dumneavoastră adresată, domnule doctor Dumitra. Sunt convins că domnul doctor, având în vedere practica, poate da exemple concrete. Perspectiva mea este una populațională, nu neapărat individuală. De aceea v-am întrebat mai întâi pe dumneavoastră. Pacienți individuali. Senzația mea este că acest mix de comunicare care a tot influențat comportamentele noastre în ultimile luni a condus la reacții nu neapărat așteptate din partea publicului. Avem cetățeni sau pacienți care se tem să interacționeze cu sistemul de sănătate pentru că aud că există diferite focare în spitale, de asemenea aud că există posibilitatea ca ei să fie izolați, să fie internați, nu știu ce anume se întâmplă în mod concret în condițiile în care sunt persoane active și vor trebui să beneficieze de niște acte medicale după aceea ca să primească concedii medicale și de aici mai departe întregul lanț care se răsfrânge asupra persoanei obișnuite și care o îndeamnă cumva la un comportament nu neapărat rațional, dar din perspectivă individuală, un comportament pe care îl poate controla. Și atunci spune, am mai trecut prin asta, poate nu e neapărat cea mai gravă problemă, încerc să-i fac față situației. Din păcate, ea având un efect advers extrem de nociv. Avem de-a face cu o afecțiune care își poate schimba cursul foarte rapid, avem de-a face cu o afecțiune care ne poate afecta într-un mod în care nu ne dăm seama și e foarte posibil ca o mare parte din noi să facem o formă care să fie foarte greu de controlat în condițiile în care nu apelăm la un specialist din timp. Cred că lucrul ăsta nu a fost suficient de bine conștientizat de către populație. Și aici cred că există în continuare o problemă de comunicare, dar există, cred, și o problemă legată de responsivitatea sistemului medical. Nici sistemul medical nu cred în momentul de față că a venit neapărat în ajutorul pacientului, încercând să explice că este esențială comunicarea cât mai sinceră cu medicul. Dacă acest lucru nu-l vom putea restabili, o să avem o problemă serioasă în continuare legată de receptivitatea populației la măsurile pe care dorim să le propunem. Mulțumesc, domnule doctor Gintrovel Dumitra. Iată opinia specialistului în sănătate publică, cel care vorbește despre un număr mare de oameni, să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere și vorbeați dumneavoastră mai devreme și despre o serie mai largă de măsuri. Poate și aici puteți, domnule doctor Dumitra, să detaliați puțin ce alte măsuri s-ar mai putea lua pentru ca să limităm această pandemie. Din punctul meu de vedere, lucrurile au fost destul de clare de la început, în sensul că ne-am aflat în fața unei situații complet noi. Practic, legislația românească nu era adaptată a acestor situații. Pe de o parte, a trebuit să avem o avalanșă de modificări în cascadă ale legilor. De fapt, erau probleme pe care nu le identificam în periferie și care trebuiau, la un moment dat, rezolvate din punct de vedere legislativ, astfel încât să avem o adaptare a acestei situații. Dar cea mai mare problemă pe care noi avem în acest moment o reprezintă, vedeți, aceste argumente pe care le folosim la nivel național, în ceea ce privește beneficiul public. Aceste măsuri sunt măsuri de sănătate publică. Mulți pacienți se așteaptă atunci când noi prezentăm, să zicem, un posibil impact al acestei pandemii asupra populației, să vorbim despre o boală cât se poate de severă. De fapt, atunci când traducem această boală la nivel de individ, am avut foarte mulți indivizi care au avut forme ușoare și de aici, mai departe, există o problemă foarte mare de percepție, pentru că omul de rând se întreabă, da, eu am avut o astfel de viroză, n-a fost nimic deosebit comparativ cu alte boli, de ce la televizor ni se spune că, uite, este așa de grav și lucrurile sunt atât de dificile?
lucrurile sunt explicabile, pentru că deci, de obicei o astfel de persoană care poate să facă o anumită viroză banală reprezintă o verigă dintr-un lanț care va duce într-un final la acei pacienți care din păcate ajung în terapie intensivă și tot din păcate foarte mulți dintre ei își pierd viața. Și pentru că vorbim despre o pandemie, asta este caracteristica unei pandemii, ea reprezintă o știință, dar în același timp populația României nu a fost pregătită. Chiar dacă am avut o pandemie în 2009, ea a putut să fie stăpânită la momentul respectiv cu un vaccin gripal care a fost produs rapid, a putut să fie produs chiar în România și asta a fost unul dintre marile avantaje. Iar lucrurile au fost cât se poate de repede rezolvate, în sensul că această boală s-a transformat dintr-o gripă pandemică într-o gripă sezonieră. De data aceasta, coronavirusul vine cu provocări noi. Vine cu probleme atât individuale, cât și mai ales populaționale și, nu în ultimul rând, sociale. Eu am spus de fiecare dată că aceste costuri pe care le vedem în acest moment, și nu mă refer doar la costurile economice, mă refer la costurile în vieți omenești, mă refer la acele costuri pe care le identificăm la nivel social și, în ultimul rând, la nivel educațional. Gândiți-vă la copiii ăștia care acum trebuie să rămână din nou acasă și să învețe online, au avut aproape un semestru pierdut înainte. Toate aceste elemente sunt reprezintă povara acestei boli, pe care, repet, semnificația acestei poveri este complet diferită atunci când vorbim despre individ sau atunci când vorbim despre oameni de sănătate publică. Eu mă duc către individ, pentru că eu lucrez cu individul de obicei, merg și vorbesc în fiecare zi cu acei oameni. Am aproape zilnic pacienți care mă sună și care îmi spun că a prezentat anumite simptome sau că a avut o patologie respiratorie pe care a rezolvat-o cu foarte multă ușurință. Sigur că eu, având în vedere că obiectivul meu esențial într-o comunitate este să se protejez comunitatea, dar și individul, trebuie să fac această balanță de fiecare dată, balanță decizională, să iau decizia cea mai corectă și, bineînțeles, că trebuie să identific cazurile care sunt confirmate coronavirus pentru a întrerupe lanțul acela care poate să ajungă la persoane din grupe la risc și care să-și poată pierde viața. De aici mai departe începe un calvar, pentru că în momentul în care trebuie să sun la DSP, în momentul în care trebuie să au legătură cu autoritățile, să solicit recoltarea la domiciliu, mai departe, așteptarea aceea de o zi, două, trei, uneori chiar cinci zile până vine rezultatul, reprezintă, cum să vă spun, drame pe care nimeni nu le explică în acest moment. Și cu siguranță emoția, medicul de familie, emoția pe care o resimte acei pacienți, o simte și el în fiecare seară, pentru că primim mesaje pe Messenger, mesaj, ați aflat ceva, domnul doctor, ce fac mai departe, uite, copilul merge la școală sau nu merge la școală, bunicul trebuie să meargă la servici sau nu. Sunt aspecte extrem de delicate pe care oamenii le parcurg în această perioadă singuri. Și nu în ultimul rând, mai este o fațetă a problemei pe care trebuie să o vedem, pentru că vorbim despre o boală cu consecințe foarte serioase, despre care se vorbește peste tot. În momentul în care cineva devine bolnav, în acel moment comunitatea află foarte repede. Astăzi m-a sunat cineva, domnul Tori, se întâmplă ceva suspect cu o anumită persoană că nu mai iese din casă. Întâmplător, acea persoană era, într-adevăr, în zona domiciliu. Dar lucrul ăsta nu puteam să spun comunității. Comunitatea, în schimb, își pune întrebări și atunci începe să se uite cu o anumită lumină la acel pacient. Iar acel pacient începe să simtă. Noi, medicii de familie, am simțit o perturbare a relației medic-pacient în această perioadă. Pentru că nu mai este aceeași relație pe care o aveam înainte, o relație în care încercam să fim alături de ei, în care încercam să rezolvăm de fiecare problemele. Ei vin la cabinet și dacă au patologie respiratorie, văd un om îmbrăcat într-un halat, super echipat, cu mănuși în mână, cu mască pe figură și cu eventual cu o vizieră de protecție. Practic se întreabă, dar ce aveți cu mine? Că nu cred că sunt ciumat. Problema aceasta, punct de vedere psihologic, cred că va lăsa foarte multe răni, consecințe pe termen lung. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor. De aceea spun că în acest moment măsurile astea pe care trebuie să le luăm sunt esențiale pentru a preveni răspândirea acestei boli. Dar în același timp trebuie să ne adresăm și la acești factori despre care v-am povestit puțin mai devreme, pentru că ei vor lăsa, repet, urme adânci în relația pe care o avem în societate pe termenul. Vă confirm această impresie a multora dintre pacienți atunci când relaționează cu medicii pe care îi văd super echipați și se întreabă dacă sunt sau nu ciumați și spun, dar eu nu sunt bolnav, eu nu sunt ciumat, de ce vă feriți de mine? Oamenii au această
problemă și își pun aceste întrebări, pentru că vorbeați despre povara acestei boli, poate că această povară ar putea fi ușurată în măsura în care am putea identifica soluții pentru a controla mai bine această pandemie. Și iată, recent profesorul în sănătate publică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Răzvan Cherecheș, sublinia că adevărata soluție pentru controlarea răspândirii virusului include testarea masivă cu rezultate în maxim 24 de ore, identificarea a minimum 80% din cei infectați prin anchetă epidemiologică și izolarea pentru 14 zile la domiciliu atunci când sunt cazuri ușoare sau asimptomatice, sau la spital când sunt cazuri medii și severe. Este acesta un scenariu realist aplicabil pentru România, pentru București? Domnule Adrian Panu? Cred că propunerile făcute de profesorul Cherecheș sunt corecte, dar nu știu dacă sunt neapărat aplicabile în contextul nostru. Din păcate, România în momentul de față testează sub media care ar trebui să facă respectivele teste. Deci în momentul în care om s-a spus, în momentul în care avem o rată de pozitivare care depășește 10%, înseamnă că testăm insuficient. Din păcate, rata de pozitivitate, adică numărul de cazuri pozitive raportat la numărul de teste, a depășit rata de 10% de ceva timp. Eu mă uit în mod special pentru că ați observat raportările zilnice de la ora 1 spun, au fost efectuate atâtea teste din care, conform protocolului, au fost efectuate un număr de, și de obicei acel număr este mai mare, și la cerere un număr de. Aici intervine o problemă. Întotdeauna numărul pozitivilor în testele de la cerere este foarte mic. În testele la cerere este foarte mic. Pe când recomandările de testare făcute conform protocolului au un procent foarte mare de pozitiv, normal, pentru că oamenii aceia de obicei sunt simptomatici. În consecință, nu e corect să le adunăm împreună, pentru că ele ne vor arăta cumva o cifră falsă ca și rată de pozitivitate. O cifră falsă, dar mai mare, sau o cifră falsă, dar mai mică? Mai mică. Mai mică decât cea reală. Da. Deci, corect ar fi să raportăm în special numărul de teste, numărul de cazuri pozitive la testele făcute pe protocol. Și atunci am observat că, de fapt, rata de pozitivitate este una care depășește cifra de 10% cu valori importante. Cu cât ne depărtăm în sus mai mult de această valoare, cu atât înseamnă că noi testăm mult mai puțin decât trebuie. Pentru a crește capacitatea de testare, cu siguranță că ar trebui aplicată o altă strategie, pentru că strategia care a fost implementată până în momentul de față, observăm că nu a dat suficient de bune rezultate. Și atunci, la propunerea profesorului Cherecheș, eu îmi pun întrebarea dacă noi în momentul de față putem dubla capacitatea de testare. După cum a spus și doctorul Gindrovel Dumitra, există situații în București și în țară când te testezi și obții rezultatul, fie el pozitiv sau negativ, după un număr de zile, nu după un număr de ore. În condițiile în care răspunsul la test vine după 5 zile, te mai întrebi de multe ori care este relevanța până la urma acelui test, în condițiile în care fereastra de care discutăm în momentul de față e cam de 8 zile sau 10 zile maxim, cea de 14 zile s-a micșorat cumva. Da. Pentru că știm că marea majoritate a cazurilor se pozitivează în prima săptămână de la contactul infectant. În consecință, avem obligația, pe de-o parte, să reducem timpul pentru a obține răspunsul la test și, în al doilea rând, să creștem capacitatea de testare. Ar trebui luate în considerare orice posibilitate ca
laborator care funcționează ca și laborator de biologie moleculară, ar trebui investigate soluții în condițiile în care modalități de testare moderne pentru testare masă și mai noi, care au fost validate în alte țări, dacă pot să fie funcționale în context românesc. Și lucrurile astea ar trebui cumva să fie puse în practică în România cât mai rapid. Mulțumesc pentru aceste precizări, pentru că am vorbit despre testare. Aș vrea să auzim și opinia domnului Mihai Lala, manager OK Medical. Este o zonă în care încă din primele momente ale pandemiei s-au făcut teste pentru COVID-19 și l-aș întreba concret cum se face testarea, câte teste ai efectuat până acum la OK Medical și din informațiile domniei sale, ce capacitate de testare avem în momentul de față? Aș vrea să încep cu unele precizări. În primul rând, eu nu sunt medic, sunt manager și antreprenor. Distinși mei colegi de misiune, ca spun așa, acoperă foarte bine zona medicală. Aș vrea să, ca abordarea mea să fie, să vină din perspectivă managerială și antreprenorială. În al doilea rând, cu privire la testare, nu prea achiesez la opinia domnului Adrian Pană în ceea ce privește creșterea capacității de testare. Din punct de vedere al capacității laboratoarelor private din România, căci cele private testează în mare majoritate în momentul acesta, sau procesează în momentul acesta, posibilitatea de upgrade sau de creșterea numărului de testare este de cel puțin 4 sau 5 ori azi. Problema este cea a vidului legislativ, care nu permite sau nu dă pârghiile necesare instituțiilor medicale să facă aceste recoltări. Noi ne luptăm din mai, nici până în prezent nu am obținut ASF-ul sau autorizațiile sanitare de funcționare, încă stau pe masa DSP-ului și există un război continuu pe legislație și pe vid legislativ. Sperăm sau am speranța în fiecare zi, de fiecare dată când discut cu autoritățile, că vor găsi soluții astfel încât să nu mai invoce un vid legislativ și să acorde, să dea posibilitatea privaților să facă testări. Acum, este foarte important acest aspect din următoarea perspectivă. Noi putem să visăm și putem să fim idealiști și să cerem guvernului să testeze sute de mii de oameni pe zi sau milioane de oameni pe zi. Trebuie să înțelegem că statul nu poate să acopere aceste costuri și nu poate, din punct de logistic, să facă această testare. Singura posibilitate pentru o țară ca România este piața liberă. Vă garantez că există entități private care sunt dispuse mâine să financeze sute de mii de euro sau poate milioane pe zi pentru testare gratuită. Vă garantez iarăși și vă garantez pentru că sunt implicat în astfel de procese, că sunt companii care sunt dispuse să aloce bugete uriașe pentru proprii angajați pentru a-i testa, însă au nevoie de facilități fiscale în acest sens, adică aceste teste să fie, sau costul acestor teste să fie dedus din impozite sau să existe măsuri fiscale care să ajute antreprenorul. Pentru că majoritatea companiilor trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic și această testare este o împovărare atât pentru instituțiile private cât și pentru cele de stat. Chiar astăzi am avut o întâlnire cu o instituție importantă de stat care nu își permite să facă testare. Vreți să vă spun câte spitale, pentru câte spitale facem noi testări gratuite? Multe. Am depășit în momentul acesta testări, un buget de 200.000 de euro lunar cu testări gratuite pe care le acordăm diverselor spitale. Că e vorba de copii, că e vorba de bătrâni. Mai mult de atât eu ce pot să fac? Noi nu avem ce să facem. E un buget limitat. Însă, dacă ar exista un cadru legal rațional și eficient, s-ar putea găsi mijloace din mediul privat care să acopere acest deficit de testare. Ne întrebăm de ce testăm 30.000 de oameni pe zi sau 25.000 sau 8.000 în anumite zile. Din cauza asta. Vă garantez că dacă ar fi un cadru legislativ normal, actualizat la situația pandemică în care ne aflăm, numărul de testări pe zi ar sări de 100.000 foarte repede, în foarte scurt. Aveți această capacitate?
Avem și noi și au și celelalte instituții medicale care joacă în piață. Sunt cel puțin 8 laboratoare cu care noi suntem în discuție în momentul ăsta, care așteaptă ASF-uri, așteaptă tot felul de canale sau de soluții legislative pentru a putea presta. Oamenii au angajați, au personal calificat care poate să proceseze, au echipamente, au kituri, așteaptă avize, așteaptă reglementări legale. Nu cere nimeni bani de la stat, nu vrea nimeni bani de la DSP, de la guvern să testeze oameni, nu. Lăsați-ne să ne organizăm. Societatea este capabilă să se apere ca un organism sănătos în fața oricărei situații care poate să apară. Acum suntem într-o situație în care e nevoie testare. Lăsați societatea să se apere, să-și producă proprii anticorpi pe propriile sale canale. În cazul nostru, anticorpii sunt de natură economică. Mulțumesc, deci... ascultăm și opinia domnului doctor Adrian Pană. N-aș vrea să fost înțeles greșit. Eu nu am diferențiat între public și privat. Am spus doar că achiesez cu opinia profesorului Cherecheș și consider în continuare, din punct de vedere al sănătății publice, că avem nevoie de o testare mai numeroasă, de mai multe teste, pentru că, conform definiției Organizației Mondiale a Sănătății, în momentul în care rata de pozitivitate depășește procentul de 10%, numărul de teste efectuat e considerat insuficient. Că le efectuăm în public sau privat. Nu am intrat în această discuție și nu cred că este rostul discuției. Mixul de public și privat își are rostul lui în societate. Modalitatea în care facilităm acest lucru ține de echipa care administrează țara în momentul de față. Din punct de vedere al sănătății publice, eu cred că în momentul de față numărul de teste efectuate ar trebui să crească. Mulțumesc. Aș vrea să mă adaug ceva. Este o pildă banală, dar cred că e relevantă. Pe o plută, pe un lac, stăteau 3 broaște. 2 dintre ele s-au hotărât să sară în apă. Câte broaște au rămas pe plută? Răspuns corect, 3. Alea doar s-au hotărât. Nu este suficient să batem toba toți în fiecare zi că trebuie să mărim capacitatea de testare și să o judecăm unii în cheie politică, alții în cheie economică, alții în cheie strict de notorietate publică. Important este să facem ceva în acest sens. Spuneți-mi și mie concret, România, ce a făcut în acest sens? Pentru că am să vă dau niște exemple. Eu cunosc spitale publice pe care, repet, le ajutăm cu testare gratuită, ceea ce nu este normal. Eu, în privat, să ajut un spital de stat cu testare gratuită. Pe acele spitale au primit notificare de la Cantacuzino că nu se mai califică și li s-a redus numărul de teste, de teste procesate pe zi. Sunt spitale extrem de importante pentru o societate sănătoasă, spitale de copii. Nu vreau să dau nume și exemple, pentru că nu vreau să fac un titlu de glorie din ajutorul pe care îl oferim noi. Dar sunt spitale importante care nu este permisibil într-o țară care face parte din Uniunea Europeană să ceară ajutor privatului să facă testări gratuit pe un sistem de sponsorizare, pentru că nu au buget. Iar acele spitale nu pică pe schema de pe protocolul de testare. Vă dau un exemplu. Sunt spitale de copii. Spitale de copii care care tratează copii în condiții pe care n-aș vrea să le descriu acum. Nu cred că ar fi confortabil la ora asta pentru public. Acei copii sunt extrem de vulnerabili și extrem de expuși. Nu pică pe schema de tratament. Spitalele nu au buget de testare. Vă garantez că există în piață persoane private care sunt dispuse să plătească nenumărate astfel de teste, să acopere bugete. Numai că nu există cadrul legislativ în acest sens. Să sperăm că acest cadru legislativ va fi dezvoltat în perioada următoare, cineva va auzi. Eu sper de 6 luni. Am înțeles. Aș trece un pic mai departe, pentru că am vorbit despre testare și aș vorbi despre o premieră pentru România, dar și pentru Europa. Prima trusă din Europa pentru detectarea rapidă a COVID-19 a fost dezvoltată de o companie de cercetare românească, DDS Diagnostic, în cadrul unui proiect amplu coordonat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei. O echipă de cercetători români a dezvoltat această trusă pentru detectarea rapidă a COVID-19, o trusă cu kit de verificare inclus.
Noul produs a fost creat în scopul eficientizării semnificative a truselor de teste rapide pentru detectarea anticorpilor. Haideți să aflăm mai multe detalii despre această reușită de la CEO-ul companiei DDS Diagnostic, cea care a produs și dezvoltat acest kit, doctor chimist Dana Stan. Doamna doctor Dana Stan, ne puteți oferi mai multe detalii despre această reușită a cercetătorilor pe care i-ați coordonat? Da. Da, vă auzim. Da, mulțumesc. Da, este vorba despre o reușită a echipei noastre și a echipei, a coordonatorului nostru, doamna Ene, este coordonatorul de proiect. Ideea este că noi am câștigat prin competiție un proiect de cercetare prin care să îmbunătățim trusele, o gamă largă de truse de testare rapidă, prin introducerea acestor controle. Când am semnat contractul, anul trecut în decembrie, nu exista problema pandemiei cu COVID, dar ne-am orientat, ca să spun așa, și am dezvoltat acest kit de control pentru îmbunătățirea truselor de detecție a anticorpilor COVID. Ideea este că acesta este un mod prin care echipele noastre încearcă să ajute cetățeanul, să ajute pacientul prin oferirea unor rezultate cât mai precise. Se evită obținerea rezultatelor fals pozitive, fals negative. În plus de aceasta, putem oferi o limită de detecție a acestor teste rapide imunocromatografice. Aș vrea să spun că în acest moment, la nivel mondial, pe lângă testele PCR, care sunt standardul de aur, ca să spun așa, există și această variantă de screening a testelor rapide. Pentru moment, testele care determină antigenul, adică prezența virusului în organism, în limite detectabile, nu au fost dezvoltate foarte multe truse de către companii, și nu mă refer la companiile românești, mă refer la toate companiile din lume, dar se lucrează foarte mult la acest tip de produs și am înțeles că din luna noiembrie multe companii vor lansa acest produs. În prezență poate face o testare masă pe teste rapide pe anticorpi. Mulțumesc pentru aceste precizări. Aș vrea să vă întreb când va fi acest kit accesibil publicului larg, publicului din România? Acest kit va fi accesibil începând cu săptămâna viitoare și noi sperăm să ajute foarte mult personalul din laborator să testeze pacienții și să ofere informații importante referitoare la la infecția, se poate vedea dacă infecția este recentă sau este o infecție mai veche, se poate observa dacă, chiar dacă pacienții sunt asimptomatici, prin efectuarea acestui test se pot obține informații referitoare la acest aspect. Mulțumim mult pentru aceste precizări. Doamna Mihaela Ene este coordonatorul acestui proiect din partea Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară. Doamna Mihaela Ene, aș vrea să aflu de la dumneavoastră mai multe detalii despre acest proiect, despre cadrul în care s-au desfășurat cercetările care au dus la dezvoltarea acestui kit, dar și despre teste la modul general. Noi avem un proiect în parteneriat cu compania DDS Diagnostic, efectuat în cadrul unui proiect mai larg de tip transfer de cunoștințe în programul operațional competitivitate, pe care lumea îl cunoaște drept POC, în care se urmărește dezvoltarea de legături între întreprinderi și institutele de cercetare. Practic, companiile românești sunt denumite întreprinderi. Se valorifică potențialul infrastructurilor de cercetare, se încurajează interacțiunea institutelor de cercetare cu mediul de afaceri, se înlesnește accesul întreprinderilor la expertiză și facilitățile institutelor de cercetare, astfel încât acestea să fie să dezvolte produse sau servicii noi, fie să le îmbunătățească pe cele deja existente, ca răspuns la cererea pieței.
Este important de subliniat acest lucru. Ei se adaptează la cerințele pieței. Există diferite forme de colaborare, proiecte în parteneriat, inclusiv se poate detașa personal cu anumite competențe din Institutul de Cercetare la întreprindere. Și împreună cu compania de desdiagnostic dorim să dezvoltăm astfel de controle externe pentru îmbunătățirea truselor de diagnostic rapide pentru mai multe patologii, în special cele infecțioase, atât bacteriene cât și virale. Avem în curs și obținerea unor truse de control pozitiv pentru streptococ de grup B și, de asemenea, ca răspuns la cerințele actuale ale pieței și situația cu pandemia, compania s-a orientat să dezvolte și truse pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2. Mulțumesc pentru aceste precizări. O întrebare pentru doamna Dana Stan din partea ascultătorilor noștri. Iată, doamna Graul Mihaela vă întreabă ce preț va avea acest kit de testare. Așa cum am spus, kitul va fi pus pe piață săptămâna viitoare. În acest moment lucrăm intens la realizarea kitului, kit comercial, și la calcularea prețurilor. Am făcut o selecție a furnizorilor. Pe noi ne interesează să avem furnizori serioși, proteinele cu care lucrăm să fie de cea mai bună calitate pentru a obține performanțele dorite de noi, dar pe de altă parte să avem și un preț accesibil. Deci nu pot să vă spun prețul în acest moment, dar săptămâna viitoare pe site-ul nostru o să apară această trusă și cu prețul respectiv. Vă mulțumesc mult, doamnă Dana Stan, doamnă Mihaela Enea, pentru participarea la emisiune și vă doresc succes în continuare. Vă mai aștept la serviciul de noapte cu vești bune și, de ce nu, îmi propun să realizez o ediție despre cercetarea românească, pentru că sunt sigură că avem despre ce discuta. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Ne întoarcem la dialogul cu ceilalți invitații a emisiunii și mă îndrept către doctorul Adrian Pană, către doctorul Gindrovel Dumitra și către domnul Mihai Lala, întrebându-i de ce este important să ne testăm, de ce este atât de important în aceste condiții de pandemie să ne testăm. Dacă îmi permite să răspund. Vă rog. Eu cred că există o importanță individuală, există una colectivă și aș spune că există chiar una societală. Cea individuală ține de modul în care interacționăm cu ceilalți. Suntem ființe sociale, interacționăm. Cu siguranță că interacțiunea din perioada verii a produs și acest număr crescut de persoane pozitive sau testări pozitive. În consecință, pentru a ne cunoaște, să spunem, statusul nostru vis-a-vis de boală, faptul că am putea să fi fost asimptomatici și să fi dezvoltat sau nu anticorpi, sau în condițiile în care am avut o intersectare cu persoane care au fost pozitive sau care au prezentat simptomatologie într-o fereastră de timp rezonabilă, ar trebui să ne îndemne să ne testăm, mai ales dacă avem simptome. După aceea ar trebui să ne gândim unde trăim noi, cu cine interacționăm, care sunt, să spunem, apropiații noștri, familia noastră. Este o familie multigenerațională, interacționăm cu persoane care sunt expuse la risc mai mare decât noi. Acest lucru, de asemenea, ar trebui să ne facă să ne gândim dacă merită să ne testăm sau nu. Și nu în ultimul rând, cred că trebuie să ținem cont de interacțiunile noastre din afara familiei. Lucrăm într-un domeniu care e considerat esențial, cum ar fi serviciile de sănătate, de exemplu, în momentul de față. Lucrăm într-un domeniu în care interacționăm cu un număr foarte mare de persoane, de exemplu cei care lucrează sau au lucrat până în prezent în industria ospitalității,
cei care au interacționat direct cu grupuri mari de oameni în diferite modalități. Fie că vorbim de cei care păstoresc biserica, fie că vorbim de cei care predau la școală, fie că vorbim de persoane care nu știu, au furnizat instruire unor grupuri mari de persoane. Vă dau aici doar câteva exemple. Toate aceste interacțiuni ale noastre pot crește sau modifica riscul de a contacta acest virus. În consecință, cred că gândirea noastră ar trebui să fie una foarte rațională și bazată cumva pe această scală de risc. Știm că interacțiunea crește riscul cu cât e pe o durată mai lungă, cu un număr mai mare de oameni și acest lucru este făcut într-un spațiu închis, în condițiile în care nu este bine ventilat și în condițiile în care unii dintre noi, să spunem, că nu au purtat masca în mod corespunzător. Deci toate aceste lucruri crez riscul, în consecință, ideea de a ne testa trebuie să țină cont de aceste lucruri. Dacă într-adevăr am fi avut și o altă modalitate mai eficientă de a efectua anchetele epidemiologice, cu siguranță că numărul persoanelor care ar fi trebuit să fie testate ar fi fost și el mai mare. Avem și un telefon în direct, îl salutăm pe ascultătorul nostru, ascultătoarea noastră, este vorba de doamna Dorela Alistar. Bună seara, bună dimineața, doamna Alistar. Da, bună seara, bună dimineața, doamna Maria Țoghină și bună seara invitațiilor distinși ai dumneavoastră. Aș vrea să mă adresez dumnealor acum. În ziarul Adevărul de ieri a fost scris ghidul medicilor de familie și comportarea lor față de pacienți. Și vreau, ei au scris și o scrisoare către guvern în care spun că nu pot acționa în mod direct, ci prin telefon sau prin alte sisteme moderne. Vreau să vă să întreb pe invitații dumneavoastră dacă avem nevoie de, o Doamne ferește să ne fie rău, nu de COVID, Doamne ferește, ci de un alt simptom, să chemăm salvarea 112, cine ne ajută? Asta ar fi o întrebare. A doua întrebare, tot în ziar am citit că firma americană Johnson & Johnson a adunat 60 de voluntari pentru testarea vaccinului anticovid și o parte dintre ei, după ce au fost testați anticovid și vaccinați, au făcut boala în sine. Ce se întâmplă? Au sistat acest tratament? Ce se întâmplă cu această firmă și cu acest vaccin? Asta ar fi a doua întrebare. Pentru că ne îngrijorează că oamenii nu respectă purtarea măștii și asta e grav, așa. Și a treia întrebare ar fi de ce nu se reia starea de urgență așa cum a fost la început, care va da mult mai bune rezultate pentru viitorul sănătății nației noastre. Vă mulțumesc și vă urez sănătate tuturor. Vă mulțumim pentru intervenție. Cine dorește să-i răspundă doamnei Alistar? Normal, am să încerc să răspund. Cel puțin pe două probleme sunt într-un fel sau altul, sunt în domeniul meu de competență. Vă rog, domnule doctor Cendrovel Dumitra. Am avut un exemplu în acest moment vis-a-vis de comunicare, de exerciții de comunicare. Pentru că mesajele pe care noi le-am transmis la nivelul Societății Naționale de Medicină de Familie nu se referă la vizita la cabinet pentru orice boală. Pacienții care au afecțiuni altele decât respiratorii sunt așteptați oricând la cabinet, doar mesajul este foarte ferm pe bază de programare. Adică să nu se întâlnească la cabinet cu un pacient care are o afecțiune respiratorie sau alte astfel de situații. Din acest motiv, noi am emis un comunicat de presă și am adresat într-adevăr și mai multe recomandări către pacienți ca mai întâi, indiferent de situație, să ia legătura telefonică cu medicul de familie pentru a se programa. În cazul în care vorbim despre o afecțiune respiratorie, în această situație este cu atât mai important ca primul contact să fie telefonic, tocmai pentru a nu veni la cabinet, să zicem, cu posibil să fie COVID, o afecțiune care e foarte posibil să fie COVID și mai departe acolo sunt însă copiii care vin la vaccinare sau poate cu alți pacienți care au boli cronice și care n-au nicio vină, săracii, că se pot îmbolnăvi tocmai de la cabinetul meu. Deci a fost o chemare la responsabilizare în primul rând. În al doilea rând, acest mesaj, săptămâna trecută am avut o întreagă dispută publică
cu guvernul și asta a fost într-un fel sau altul percepută diferit de către populație. Pentru că la un moment dat s-a lansat acel mesaj al domnului ministru cum că pacienții cu COVID vor fi evaluați la domiciliu și apoi monitorizați și tratați de către medicul de familie la domiciliu. Noi am încercat să facem așa un exercițiu de imaginație, pentru că, vedeți, regulile sanitare internaționale în acest moment impun o anumită conduită în ceea ce privește echipamentul pe care trebuie să folosești atunci când îngrijești pacienți confirmați cu COVID. Ori medicii de familie, ca să meargă cu autobuzul sau cu metroul echipat în combinezon, așa cum spuneam puțin mai devreme, cu o vizieră și așa mai departe, sau eventual cu mașina personală la pacient acasă, apoi să iasă din casă și să dezbrace în stradă, asta este imposibil de făcut. Noi n-am refuzat niciodată monitorizarea pe care trebuie să o efectuăm telefonic, repet, a pacientului asimptomatic, deci cel care nu are simptome, sau cel care are o simptomatologie minimă. Din punctul nostru de vedere, noi ca medici de familie suntem cei care vrem să fim cel mai aproape de pacient și vă asigur că suntem. Pentru că, din păcate, cu toate aceste sfaturi, în fiecare zi avem primit la cabinete diversi copii care prezintă viroze banale în acest sezon. Sau pacienți care nu își dau seama că au o boală cronică respiratorie, de exemplu, care este decompensată tocmai datorită infecției cu COVID. Și atunci când facem testarea, lucrurile sunt destul de clare, pentru că efectiv ne putem da seama că acolo vorbim despre o infecție cu COVID. Cea de-a doua problemă ridicată de ascultătorul dumneavoastră se referă la acea informație vis-a-vis de vaccinul produs de Johnson & Johnson. Nu am auzit nicăieri și am urmărit cu foarte mare atenție acest lucru, faptul că după administrarea vaccinului, persoane s-ar fi îmbolnăvit de COVID. Cu atât mai mult cu cât vaccinul produs de Johnson & Johnson este un vaccin care este bazat pe o tehnologie nouă, ARN-ul mesager, în care se induce doar formarea unei singure proteine și nu a întregului virus, ceea ce este imposibil. Ca să vă dau așa un exemplu, este ca și când ați dori să mergeți la un restaurant să mâncați o friptură, dar noi vă servim decât furculița. Deci cam asta este diferența. Nimeni nu poate să mănânce o friptură doar dacă nu este adusă și friptura. Ori vaccinul Johnson & Johnson nu livrează friptura. Livrează doar o bucățică foarte mică, să zicem, am dat exemplu furculița, să zicem, împotriva în care organismul produce anticorpi, astfel încât, dacă se va întâlni mai departe cu virusul, în acel moment recunoaște furculița din virus și distruge întregimea virusului. Mulțumesc mult pentru acest răspuns. Ne oprim puțin și vă propun să revenim în direct imediat după știrile orei 1. Reamintesc ascultătorilor noștri, invitații ediției sunt medicul epidemiolog Adrian Panu, expert în sănătate publică, medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, și Mihai Lala, manager OK Medical. Dar ce păcat că din bătrân mai tânăr nu puteam să fiu.
așa la foc. A plecat de lângă tine, poți să strigi după mine cât vrei, nu mă-ntorc, fără tine am tot nouă plânge, știi foarte bine, m-a zbobot. Am o viață înainte și vreau să iau din ea ce poate oferi. Altă poartă în locul tău se va ivi, sunt liber în sfârșit. Ui măcii, ne-a revenit timpul nevestire. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Capitala nu este singura localitate din țară care a depășit rata de infectare cu noul coronavirus de 3 cazuri noi la 1000 de locuitori. Autoritățile locale din Cluj-Napoca se pregătesc să treacă la scenariul roșu, de aceea astăzi se va face o analiză în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Municipiul Câmpul Lung Moldovenesc și localitatea Sadova au intrat în scenariul roșu, după cum a anunțat Prefectura Suceava. Unitățile de învățământ din municipiul Sfântul Gheorghe și din alte 7 localități din județul Covasna, respectiv Arcuș, Bodoc, Malnaș, Mereni, Poian, Valea Mare și Angheluș vor face de astăzi cursuri exclusive online. Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Covasna a dispus și alte măsuri restrictive, cum ar fi închiderea cinematografelor, teatrelor, restaurantelor, barurilor, sălilor de jocuri de noroc, purtarea măștii de protecție și în spații deschise. Toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani vor purta masca de protecție în spații deschise și în localitățile Craiova și Cârcea din județul Dolj, unde și unitățile de învățământ vor trece la scenariul 3, care prevede cursuri doar online. La fel se va desfășura activitatea didactică de astăzi și în mai multe școli și grădinițe din Timișoara și din județ. La nivel național, un număr de 1259 de unități de învățământ își desfășoară cursurile doar virtual, după cum a informat ieri Ministerul Educației și Cercetării. Irlanda va intra de miercuri de la miezul nopții pentru următoarele 6 săptămâni în nivelul 5 de alertă, cel mai mare nivel în ce privește restricțiile impuse pe fondul epidemiei de coronavirus, a declarat ieri premierul irlandez. Școlile și creșele vor rămâne deschise spre deosebire de începutul pandemiei când au fost închise. Vor fi interzise adunările sociale în locuințe personale sau grădini, iar restaurantele, cafenelele și barurile nu vor fi deschise decât pentru servicii de livrare la domiciliu. În Spania, regiunea Navara, cu o rată de infectare de aproape 1000 de cazuri la 100.000 de locuitori, a anunțat că se închide începând de joi pentru 15 zile, excepție fac deplasările obligatorii la locul de muncă, serviciile esențiale sau urgențele. În Germania, o parte din statul Bavaria se închide total pentru următoarele 14 zile, au anunțat autoritățile după o creștere exponențială a numărului de noi cazuri. Rezidenții nu vor mai putea, începând de marți, ora 14, ora locală, să iasă din casă fără un motiv întemeiat. În Belgia au fost introduse noi măsuri restrictive care includ restricționarea activității restaurantelor și cafenelelor pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. La fel se întâmplă în Italia, iar în Franța și în Slovenia a fost introdusă interdicția de circulație pe timp de noapte. În țară, programul național anti-HPV a fost reluat. Până în prezent în România au fost vaccinate aproximativ 10.000 de adolescente. Recent, Organizația Europeană de Cancer a publicat un raport prin care solicită Comisiei Europene să ia măsuri cu privire la vaccinarea HPV, virus responsabil de declanșarea mai multor forme de cancer, atât la femei cât și la bărbați. Pe această temă a făcut precizări la Radio România Actualități profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Vor fi vaccinate fetele între clasa 5-a și clasa 8-a, de obicei între 10 și 14 ani, ale căror părinți vor solicita în mod explicit medicului de familie acest lucru, iar solicitările trimise medicilor de familie sunt centralizate de Direcțiile de Sănătate Publică, respectiv de Ministerul Sănătății, care furnizează vaccinul. Cunosc foarte bine situația multor țări care au introdus și vaccinarea pentru băieți. E foarte utilă, din păcate, în România încă nu s-a pus problema și probabil că și asta este un lucru la care autoritățile de sănătate publică a trebuit să se gândească. Președintele Klaus Iohannis a anunțat la conferința de presă de ieri că va solicita Ministerului Sănătății o informare despre infecțiile nosocomiale. Șeful statului a afirmat că îi se pare cel puțin ciudat că instituția a raportat zero la acest indicator. Datele meteo, vremea va fi normală termică astăzi în cea mai mare parte a țării, însă rece dimineața pentru această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 17 grade. Acum la București sunt 6 grade. Știrile din sport aduse de Catrin Loprișiu.
Bun găsit! Naționala de handbal masculin a României se va reuni în data de 29 octombrie la București pentru partidele cu Suedia și Muntenegru din preliminariile campionatului european din 2022. Antrenorul Rareș Fortuneanu a convocat pentru aceste meciuri 21 de jucători, între care sunt doar 3 stranieri, portarul Mihai Popescu, Dan Racoțea și Demis Grigoraș. Naționala joacă în a 8-a grupă preliminară cu Suedia, Muntenegru și Kosovo. În noiembrie va evolua cu Suedia în deplasare pe 5 noiembrie și cu Muntenegru la Baia Mare pe 8 noiembrie. Tenismenul rus Andrei Rublev, campion la Sankt Petersburg, a urcat 2 locuri și se află pe poziția 8-a a clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști. Rublev se află la cea mai bună clasare din carieră. Podiumul ierarhiei este neschimbat cu sârbul Novak Djokovic pe primul loc, urmat de spaniolul Rafael Nadal și de austriacul Dominic Thiem. Germanul Alexander Zverev, care a câștigat titlul la Köln, și-a consolidat poziția 7-a, fiind la mai bine de 1000 de puncte de rusul Daniil Medvedev. Sârbul Laszlo Gere, care și-a adjudecat titlul la Santa Margherita, a reușit un sal de 21 de locuri și se află acum pe 53. Cel mai bun român la simplu este în continuare Marius Copil pe 208, iar la dublu Horia Tecău pe 22, o poziție mai jos față de săptămâna trecută. Știrile orei 1 se încheie aici la Radio România Actualități, continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Sezonul rece marchează în România debutul virozelor respiratorii și al gripelor. În plină pandemie de COVID-19, românii se pregătesc pentru o iarnă cum nu a mai fost în istoria recentă. Vom reuși să ținem sub control situația, suntem mai bine pregătiți pentru ceea ce va urma, avem resursele necesare. Cât de importante sunt vaccinarea antigripală și testarea pentru COVID-19? Continuăm să discutăm la Serviciul de Noapte cu invitații ediției. Medicul epidemiolog Adrian Pană, expert în sănătate publică, medicul Gindrovel Dumitra, coordonator grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, și Mihai Lala, manager OK Medical. 021-312-1054 sau 021-312-3644 sunt cele două numere de telefon la care încă ne puteți suna. Mesajele SMS le așteptăm la 0748887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină, unde ne puteți urmări live video. Bilanțul zilei de luni: 2466 de cazuri noi de infectare cu coronavirus din peste 8000 de teste, rata de pozitivare fiind de 30,67%. Cele mai multe cazuri noi s-au înregistrat în București, 581, în Brașov 139 și câte 125 în Iași și Prahova. Incidența cazurilor în capitală este de 3,19 la 1000 de locuitori. Peste 42.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost deja anunțate de autorități în prima parte a lunii octombrie. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile precizează însă că numărul este la jumătate față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Complică sezonul rece situația creată de COVID-19. Domnule doctor Adrian Pană. Siguranță că sezonul rece aduce un plus de infecții respiratorii. Știm că coronavirusul are ca poartă de intrare sistemul respirator. În consecință, a avea o competiție virală, avea mai multe tipuri de virusuri care acționează în același sezon asupra populației, complică lucrurile. Prin morbiditate mai mare, deci mai mulți pacienți cu probleme respiratorii, posibilitatea ca unii dintre ei să aibă nu o singură infecție cu un singur, nu o infecție cu un singur virus, ci să aibă infecții care să acționeze concomitent cu virusuri diferite, și acest lucru pune o presiune și mai mare pe sistemul de sănătate. Domnule doctor, din fericire, știm că o secundă, din fericire știm că cel puțin pentru gripa sezonieră există o soluție care este vaccinarea antigripală și care ar trebui luată în considerare în continuare pentru acest sezon. Ne întoarcem și la vaccinarea antigripală, pentru că vreau să-l întreb pe domnul doctor Gindrovel Dumitra despre acest lucru, însă avem
un mesaj care tot revine pe Facebook de la ascultătorii noștri și cred că e momentul să vă adresez această întrebare pentru că este revine cu insistență și poate că este interesant răspunsul pe care îl puteți oferi. Ar dori ascultătorul nostru catalan Marte să afle părerea invitaților despre abordarea total diferită a Suediei față de restul lumii în lupta anticovid și de ce în Suedia cazurile de COVID sunt aproape inexistente. Iată o abordare diferită față de cea restului lumii. Ce face Suedia? Dacă îmi permiteți. Vă rog, domnule Mihailala. Există două paradigme pe care omenirea le are la îndemână în acest moment în lupta cu acest virus. Paradigma 1 este aceea în care omenirea crede că este foarte deșteaptă și foarte potentă și poate să învingă virusul ăsta. O parte a omenirii a reușit să facă treaba asta, cum ar fi, spre exemplu, China, care are resursele și capacitatea și environmentul necesar să închidă 10 milioane de oameni, să-i testeze pe toți cu voie sau fără voie și să-i izoleze pe cei care sunt pozitivi și au terminat povestea într-o săptămână, două săptămâni de zile. Această paradigmă a fost abordată, sau acest concept a fost abordat într-o primă etapă și de restul lumii, toate țările care au impus un lockdown în primăvara acestui an. Au constatat aceste țări că nu sunt mai deștepte decât virusul și această abordare nu face altceva decât să amâne o explozie a cazurilor, lucru care s-a întâmplat în această toamnă. A doua paradigmă este aceea în care înțelegem o dată pentru totdeauna că trebuie să ne împăcăm cu ideea că virusul ăsta trăiește printre noi. Și trebuie să înțelegem că singura variantă de a învinge acest virus este aceea pe cale naturală, de eliminarea virusului sau de scăderea infecțiozității pe cale naturală, ca orice virus are un ciclu natural. Probabil că acest COVID, dat fiind faptul că au fost aceste intervenții umane sau din partea societății, va avea o perioadă mai lungă de 2 ani decât un ciclu firesc pe care un virus în general îl are în procesul lui de viață. Deci, în a doua paradigmă, va trebui să învățăm să trăim cu virusul acesta. Să trăim cu el, să ne împrietenim cu el, să începem ușor-ușor să facem imunitate de... să producem imunitate de turmă, cum se... De masă, ca să spunem. De masă, da. Încercam, mă rog, mi-a fost mai ușor să traduc... Colectivă, da. Dar să încercăm să ajungem la această imunizare colectivă într-un mod rațional, astfel încât să nu punem presiune pe sistemul sanitar sau să fim în stare să manageruim presiunea pe sistemul sanitar. Păi cum facem lucrul ăsta? Testându-ne într-un mod rațional. Dar aici vreau să fac o mică paranteză la care vreau să revin, oricum voiam să revin mai devreme când a fost acest subiect. Deci printr-o testare cu logică, prin niște fluxuri implementate la nivelul societății, macro vorbind și micro la nivelul individului sau companiilor sau grupurilor sociale, astfel încât să putem ușor-ușor să trecem peste această provocare biologică în mod natural. Acum. Revenirea pe care vreau să o fac este cea cu privire la testare. Și anume, oamenii în general trăiesc în bulele lor. Noi trăim în bula noastră. Dumneavoastră, doamna Țoghină, trăiți în bula noastră în care interacționați cu anumiți oameni, cu o parte a societății. La fel și domnii doctori, la fel și ascultătorii noștri. Această bulă nu este reprezentativă la nivelul societății. Societatea este mult mai variată. Spre exemplu, la noi, la centrul de testare, se testează o categorie sau o pătură de oameni care își permit să plătească aproape 400 de lei pe un test. Nu multă lume la nivelul societății în România și nu numai la nivelul societății în România. Europa, în general, nu are posibilitatea să plătească 80 de euro pentru o testare care, în mod normal, trebuie să se facă în mod repetat. Prin urmare, soluțiile de testare trebuie să fie abordate în mod diferit, în mod diferențiat, cu o contribuție colectivă atât a mediului privat, a societății pe ansamblu ei și o contribuție guvernamentală. Iar algoritmele de testare trebuie să fie logic făcute, astfel încât cadrul legislativ să fie în concordanță cu realitatea medicală. Încă o precizare aici, care este foarte importantă, să vă dau un exemplu de aberație legislativă din România. Și nu numai în România se întâmplă această aberație legislativă. Conform legii, un pacient testat pozitiv are obligația să stea 14 zile în casă de la momentul testării.
După 14 zile, el poate frumos să zbure de pe afară, să facă ce vrea, să se pupe cu lumea, să poarte sau să nu poarte mască și mai departe. Din punct de vedere epidemiologic sau infecționist, este o mare tâmpenie. Și am să vă spun de ce. Noi am monitorizat peste 1000 de pacienți în ultima perioadă, pacienți pozitivi, cu follow-up, cu monitorizare, ca la carte, acele anchete epidemiologice de care distins și domn doctor vorbea. Țin să precizez următorul lucru. Peste 50% din persoanele pe care le-am monitorizat, deci vorbim de sute de persoane spre 1000 de persoane, au dezvoltat anticorpi la mai mult de 2 săptămâni de la primul test pozitiv, au fost în vârf de spreading, și de spreading, adică de infecțiozitate, la 4-5 săptămâni de la primul test pozitiv și s-au negativat la 8 săptămâni, 12 săptămâni. Negativat real, cu monitorizare pe IgG, IgM, adică pe anticorpi, adică au devenit negativ pe IgM, pozitiv pe IgG și negativ pe PCR. Deci nu este doar un negativ pe PCR întârziat pentru că au fost teste pozitive anterior care au fost fals pozitive pe virus mort detectat, ca să spun așa. Deci nu, real, cu control pe anticorpi. Deci, prin urmare, spuneți-mi și mie, cine își asumă responsabilitatea pentru o lege proastă? Știm foarte bine că această lege a fost votată aproape în unanimitate de către Parlamentul România, aproape în unanimitate, adică avem un consens politic. Spuneți-mi și mie, cine își asumă această responsabilitate? Ne mirăm de ce avem cifre. Păi poate că asta este una dintre cauze. Ne mirăm de ce avem cifre mari în România. Păi avem, că nu testăm. Păi și de ce nu testăm? Pentru că nu avem cadru legislativ. Nu avem unelte? Avem unelte. Avem eu vă duc mâine de mânuță pe toți și vă arăt cel puțin 40 de PCR-uri și de extractoare care zac și stau degeaba. Pentru că nu sunt autorizate sau nu au instrumente legale să poată să proceseze teste. Vă arăt iarăși, nu știu, 30, 40, 50 de laboranți mâine care sunt calificați să facă extracție și să facă testare pe RT-PCR, care n-au de lucru. Dar la nivel guvernamental sau la nivel autorităților auzim că nu există personal, că nu există capacitate. Nu, nu există capacitate. Există capacitate. Nu există creier și nu există management. Asta nu există. Mulțumesc pentru această precizare. Poate că lucrurile se vor schimba în perioada următoare, în urma semnalilor pe care le lansați. M-aș întoarce la dialogul cu cei doi invitați medici, pentru că sunt mai multe întrebări din partea ascultătorilor și, în general, ascultătorii sunt curioși să afle mai multe despre vaccinul antigripal, dacă este neapărat nevoie să ne vaccinăm anul acesta antigripal, dacă știu unde, când se va găsi vaccinul antigripal pentru a și-l putea procura oamenii, ce vaccin antigripal este potrivit pentru acest sezon. Vă rog, domnule doctor Gindroveu Dumitra. Cel mai bun vaccin gripal pentru acest sezon este cel pe care ți-l administrezi. Adică este degeaba lai, degeaba discutăm despre teoretic, dacă el nu este administrat. Pentru că și dacă nu există pe piață. Dacă nu există pe piață. Ei, asta cu existatul pe piață e o altă poveste în acest moment. Păi da, e importantă povestea asta. Este importantă pentru că oamenii ne scriu că există deja liste de așteptare la farmacii, sunt deci alții care spun că n-au ajuns la ei. Doamna Țoghenă, eu cred că sunt o persoană destul de relaționată în mediul ăsta, în environmentul ăsta medical din România. Eu nu am reușit să fac rost de vaccin antigripal pentru mine și pentru familia mea. Despre ce vorbim? Poate în perioada următoare. Vă rog. Când nu aveți influență. Da. O să... Dumnezeu să am influența. Influența, da. Nu vreau influența. Corect. O să revin un pic, pentru că, în primul rând, s-a creat o așteptare exagerată de a fi vaccinat obligatoriu în septembrie. Ei, nu este așa. Conform datelor pe care le avem în România, în ceea ce privește debutul sezonului gripal, nu numai în România, ci și în Europa, sezonul gripal debutează undeva către sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie, iar maximul de cazuri de gripă îl întâlnim undeva în lunile februarie, martie, chiar și aprilie. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, momentul optim pe care îl recomandă inclusiv Organizația Mondială a Sănătății pentru a începe vaccinarea gripală îl reprezintă după data de 15 octombrie. Adică cam acum ar trebui să începem să ne vaccinăm. Eu m-am vaccinat alaltă, de exemplu. În niciun caz nu m-am vaccinat pe 15 septembrie. Ministerul Sănătății a făcut o greșeală fantastică în data de 15 septembrie, atunci când a anunțat începerea campaniei de vaccinare gripală. De fapt, trebuia să anunțe începerea campaniei de vaccinare gripală pentru copiii care au nevoie de 2 doze. Este și aceasta o întrebare din partea unui ascultător. Dacă un copil de 5 ani trebuie să facă 2 doze și cum ar trebui făcute aceste 2 doze de vaccin antigripal?
orice copil cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 5 ani, dacă îl administrează pentru prima oară în viață, va trebui să primească două doze. Una după 15 septembrie, cea de-a doua la o lună distanță. Iar protecția este obținută la un interval de 2 săptămâni după cea de-a doua doză. Orice copil care are vârsta mai mare de 6 luni, dar a primit până acum, cel puțin o dată în viață, această schemă despre care vorbim, va avea nevoie de o singură doză. Orice adult cu vârsta peste 8 ani va avea nevoie de o singură doză. De aceea, campania de vaccinare efectiv acum începe, în aceste zile. În aceste zile va intra prima tranșă de vaccin gripal în România, dintre cel cumpărat de către Ministerul Sănătății și care se adresează persoanelor la risc. Astfel încât informez pe domnul Dala că dacă este înregistrat medicul de familie cu o anumită boală cronică sau are vârstă peste 65 de ani, dar nu observă acest lucru, în acest moment se poate adresa medicul de familie ca să se programeze și insist asupra acestui termen. De ce? Pentru că Ministerul Sănătății va livra aproximativ 3 milioane de doze de vaccin până în data de 10 decembrie. Adică nu toți acum în acest moment. Vom vaccina programat. Sigur că primii care sunt, vor fi programați sunt acele persoane care sunt în grupele la risc, cele mai la risc. Și aici vorbim despre gravide, pentru care am început deja vaccinarea, vorbim despre persoane cu boli cronice, eventual persoane peste 65 de ani care au și comorbidități, printre care hipertensiunea, bolile cronice de rinichi, boala cronică cardiovasculară, precum și diabet, zahărat sau alte boli metabolice. Deci, eu invit ascultătorii dumneavoastră în acest moment să aibă răbdare, să ia legătura cu medicul de familie, pentru că, repet, pentru prima oară în România, după anul 2009, se vor administra 3 milioane de doze prin pentru grupe la risc. O să vă rog să mai subliniați odată acest lucru, pentru că sunt ascultători care spun, doamna Maria, vă rugăm să întrebați concret, vom avea vaccin și când? Deci, vom avea 3 milioane de doze de vaccin anti-gripal? 3 milioane de doze. Primele 500.000 de doze vor intra, astăzi, pe 19 octombrie, au intrat în România, se află în distribuție către DSP-uri și mai departe către medicii de familie. 500.000 de doze. Următoarele vor fi la începutul lunii noiembrie. În cursul noiembrie vor intra 1.500.000, dacă nu mă știu, poate chiar mai mult. Da, 1.500.000, iar doar 540.000 vor fi livrate în 10 decembrie. Acesta este, în acest moment, calendarul de distribuire a vaccinului în România, calendar care este negociat în funcție de oferta pieței. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Și tot această ofertă a pieței este cea care influențează în acest moment și absența vaccinului gripal din farmacii. De ce? Pentru că anul trecut, de exemplu, România a cumpărat 1.500.000 de doze prin Ministerul Sănătății, iar prin farmacii au mai fost administrate încă aproximativ 800.000 de doze. Producătorii internaționali, pentru că din păcate România nu mai produce vaccin gripal, iar știți, eu de multe ori fac un pic de alergie atunci când aud pe foarte multe persoane când vorbesc că n-a primit Stucan-Tacuzino ca să producem toate vaccinurile. Ei, pentru vaccinul gripal, Stucan-Tacuzino chiar poate să producă și poate să producă într-un timp foarte scurt, pentru că e cel mai simplu lucru pe care pot face în acest moment. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, vreau să mai subliniez încă un lucru. Existența vaccinului în farmacie anul acesta este o problemă foarte delicată. Într-adevăr, în acest moment există aproximativ 50.000 de doze de vaccin gripal bioatenuat, cel care se administrează intranazal copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, doar atât, și care este cât se poate de disponibil, deci este suficient să meargă la farmacie să programeze dacă au copii din aceste grupe de vârstă. Pentru celelalte persoane care nu intră în grupele la risc pe care le-am menționat puțin mai devreme și dacă vreți să mai repet încă o dată, singura soluție o reprezintă procurarea din farmacii. Dar așteptăm maxim 500.000 de doze, iar această cifră este una cât se poate de optimistă. Să sperăm că va fi atinsă. Există o bătălie la nivel internațional pe aceste vaccinuri. A fost o știre acum 2 săptămâni cum că Belgia, unul dintre producătorii de vaccinuri, a sistat exportul de vaccin gripal pentru a fi folosit în țara respectivă. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că ne aflăm într-un sezon complet diferit față de celelalte. Domnule Gingovel Dumitra, ca să reținem un detaliu care mi se pare foarte important, deci în farmacii vor fi disponibile pentru oameni
500.000 de doze de vaccin. Aproximativ. Aproximativ 500.000. Cele mai optimiste previziuni, evaluări, să zicem, ele depind foarte mult de oferta internațională pe care o avem și mai ales de capacitatea de a absorbi de către marile depozite din România care aduc importatori la importatori monetari aici. Mulțumesc pentru această informație. Avem și un telefon în direct. Bună dimineața! Domnule Dan Marian, vă ascultăm. Da. Apropo de ce spunea domnul doctor, cu răbdare, cu răbdare, era un proverb, cu răbdare și cu vrere faci din agurii de miere. Acum farmacistele vor avea miere dacă e bătaie pe aceste vaccinuri. Miere suplimentar. Bun, două probleme vreau să ridic și anume, dacă mai e valabilă situația în care cei care suferă de probleme de respirație și anume deviație de sept, polipi, tahicardie, azm, mai sunt scutiți de purtarea măștii și de la cine iau această scutire. Și a doua problemă, așa scrie legea. Deci prima lege cu aplicarea măștii, așa punea. Persoanele care au probleme de respirație, nu de dermatită facială, de respirație, sunt scutite de purtarea măștii. Bun. Și a doua problemă, au fost și sunt persoane care au prețuit viziera și vizieta și au cumpărat acestea. În legislația recentă e folosită viziera. Vizieta are cam de la 20 de lei în sus prețul. Pe când masca acum a ajuns chiar la un leu bucata, la mega sunt 3 la bucată, deci 3 lei, 3 bucăți, deci un leu bucată. Și în scripte apare masca. Dar elementul de protecție poate fi și vizieta și în unele situații oamenii nu sunt primiți într-o instituție sau alta dacă n-au mască. Deci a devenit o obsesie pentru proștii de portari, mască. Fără mască nu se poate. Adică parcă este o, nu știu cum, mai bine ne desenăm cum fac cei cu pictura pe corp, așa, și atunci treci. Dacă o ai desenată la gură, treci. Dar dacă ai vizietă care ține până în gât, nu. Deci mai e valabilă această formă de batic, vizietă, etc. Pentru că este piață, nu este piață să mănânci cartofi prăjiți cu ele, că nu poți prin vizietă să mănânci cartofi prăjiți. Deci sunt pentru așa ceva. Asta două întrebări. Mulțumim mult de tot, domnule Dan Marian, pentru întrebări. Da. Să vedem răspunsul invitațiilor acestei seri. Să răspund, dacă îmi permiteți. Vă rog, domnule Gindrovel Dumitra. Legat de prima întrebare, care se referă la acele scutiri pentru purtatul măștii, aici eu am o mică problemă. În primul rând că legea, la momentul respectiv, preciza într-adevăr că există posibilitatea ca medicul să ofere o scutire pentru portul măștii în anumite situații pe care medicul le apreciază. Nu au fost niciodată nominalizate, adică nu s-au spus niciodată despre aproșii, despre simțite, polip și așa mai departe. Dacă mă întrebați în acest moment pe mine și dacă vorbim despre un pacient care are astm bronșii și care face forme, să zicem, cu crize intermitente, intrând de a nu purta mască în condițiile în care avem un context epidemiologic, din punctul meu de vedere, reprezintă, într-un fel sau altul, o condamnare la o formă severă de a dezvolta COVID-19, pentru că COVID-19 accentuează simptomatologia acelui pacient. Asta pe de-o parte. Adică trebuie să înțelegem că purtatul măștii nu reprezintă un element impus legislativ, ci o necesitate de protecție individuală în acest moment a propriei sănătăți. Asta pe de-o parte. Dacă ați fi pacientul meu și ar veni cineva la mine care are astm bronșii, și poate că aș da o scutire pentru cel care are într-adevăr în criză, când se află în criză și când are nevoie explicit să respire fără niciun fel de barieră. Poate că în această situație aș putea să fac, să vă recomand să nu purtați mască atunci când vă aflați, repet, în criză. Dar în perioadele intercritice, în niciun caz, este cel mai bun lucru pe care poți face să porți mască. Întorcându-mă la vizieră, trebuie să vă spun că cel care are cea mai mare protecție, cel care oferă cea mai mare protecție, o reprezintă totuși masca. Viziera este un element adițional care ajută într-un fel sau altul impactul direct al picăturilor fluide pe care le elimină o persoană care e posibil să fie infectată și astfel nu ajunge la mască. Dar, repet, cel mai mare beneficiu îl poartă în continuare masca și nu viziera. Viziera poate să aducă un beneficiu suplimentar. Aș vrea să fac și eu o precizare aici vis-a-vis de măști. Vă rog, domnule Lala.
Există noi în fiecare zi de 8-9 luni de zile studiem și suntem în contact direct cu instituții internaționale de la CDC și alte organisme internaționale care se ocupă cu tot felul de studii în ceea ce privește modalitatea de transmitere a COVID-ului. Există niște studii pe cărora eu le dau credit, conform cărora 90% din infectare se face prin atingere. Atingere de suprafețe și reflexul de a duce mâna la nas. Despre această metodă de infectare se vorbește foarte puțin și se fac foarte puține lucruri. Se creează falsa impresie că dacă ne dăm cu fâs-fâs pe mână și cu dezinfectant, suntem protejați, ceea ce nu este adevărat. Ne trebuie cel puțin 22-23 de fâs-fâsuri, ca să le spun așa popular, ca să echivalăm cu un spălat pe mâini de 20 secunde. Iar lumea, ca să revin la mască, scoate în prim plan masca, pentru că masca se vede. Și este un fel de a crea un confort mai mult și, sau nu mai mult, și psihic, societății pe ansamblu. Încă o precizare și cu asta închei intervenția asta, referitoare la starea de urgență sau de lockdown-ul acela despre pe care toată lumea din când în când îl cere. Păi aș veni și eu cu o întrebare. Dacă cineva care cere închiderea societății, cum a fost în toamnă, în primăvară, de ce nu începe cu el însuși sau însăși? Adică nu trebuie, cred că nu trebuie să existe o lege ca să te închizi singur în casă și să te protejezi înainte de a cere altora, că în principiu oamenii cer acest lockdown ca să se protejeze pe el. Păi cea mai bună protecție e să începi cu tine să faci acest lockdown și vezi dacă poți stai în casă și dacă îți aduce beneficii. Mulțumesc. Domnule doctor Adrian Panaș, vreau să vă întreb dacă după experiența din primăvară și experiența din vară, iată acum un prag de sezon rece, România este mai pregătită să facă față acestei pandemii la nivel de sistem de sănătate, în primul rând, pentru că, iată, ușor, ușor vedem deja locuri în spitale se termină, oamenii își pun întrebări, ne întreabă de ce nu contribuie și spitalele private cu locuri în zona de terapie intensivă, de acordare de suport. În mod normal ne-am fi așteptat ca sistemul de sănătate până în prezent să aibă niște lecții învățate. Din păcate, din ceea ce observăm, nu cred că lecțiile pe care le-am învățat sunt suficiente. Și când spun acest lucru, mă uit la proporția pacienților critici care mor, mă uit la numărul de pacienți critici care ajung să fie tratați în unități de anestezie și terapie intensivă și îmi ridic unele probleme vis-a-vis de faptul că anumite unități de anestezie și terapie intensivă care propriu-zis făceau în cea mai mare parte anestezie, nu terapie intensivă, adică ele erau acolo pentru a oferi partea de anestezie în cadrul unor intervenții chirurgicale care erau mici sau medii. Dintr-o dată să transfer responsabilitatea pentru componenta de terapie intensivă, o componentă care este extrem de delicată și supra-specializată, pentru care îți trebuie echipamente în primul rând, resursă umană extrem de calificată, lucruri care, din păcate, în sistemul de sănătate românesc nu există decât punctual. Deci, acest fapt care oricum nu puteam fi modificat din primăvară până în toamnă, pentru că nu cred că nicăieri în lume cineva poate să aducă, să dubleze resursa umană în câteva luni sau să facă achiziție de echipamente, să există o perioadă de învățare care să treacă, persoanele să fie acolo
capabile să facă acest lucru. Cu tot respectul, domnul doctor, aș vrea să interviu puțin aici. E vorba de managementul resurselor. Dacă ai un management bun, resursele pot fi realocate și utilizate într-un mod eficient. Am văzut cum China în 10 zile a făcut dita mai spitalul cu, nu știu, 5.000 de paturi, 4.000 de paturi. Noi ce facem? Noi ținem un ateist și un anestezist într-un spital care are 5 paturi, are 5 paturi de ATI sau 10 paturi de ATI, în loc să facem să redistribuim resursa pe o capacitate mai mare de paturi de ATI. Spuneți-mi și mie, cine ne-a împiedicat ca din primăvară și până acum să nu facem un spital modular în București sau în anumite zone importante din țară în care să punem acolo 1000 de paturi ATI, în acele paturi de 1000 de ATI să folosim resursa umană, capitalul uman într-un mod eficient și astăzi să avem 1000 sau 2000 de paturi la ATI care sunt capabile să primească pacienți. Iar suntem în situația în care pacienții nu au paturi de ATI, nu au nici măcar paturi normale în spitale COVID. Cine ne-a împiedicat să facem lucrul ăsta? Că e resursă umană, sunt bani, sunt toate. Ce ne lipsește? Domnule Lara, am impresia că mă poziționați din perspectiva autorității. Nu, Doamne ferește, nu, e un debate, este o dezbatere și e constructiv dacă ne poziționăm puțin așa aparent. Nu cred că e constructiv deloc, pentru că eu nu cred că aduce plus valoare un debate în care dumneavoastră pe mine mă poziționați în perspectiva autorității. Nu eram în măsură să... Nu, dar haideți să vă spun, eu nu vă poziționez din perspectiva autorității, dar m-am săturat de personal medical care are un discurs foarte prietenos cu autoritățile. Dom'le, hai să spunem lucrurilor pe nume. Lucrurile sunt... Pentru că ca medic, ar trebui să spuneți foarte clar următorul lucru. Da, ministerul trebuie să facă asta, asta și cu asta, că sunteți medic. Eu cred, domnul Lala, că exact într-o formă elegantă, exact aceleași îngrijorări pe care le-ați exprimat dumneavoastră foarte direct, le exprima și domnul Adrian Pană și aș vrea să ascult și opinia domnului doctor Pană, pentru că eram foarte curioasă să aflu totuși opinia dumnealui. Cu tot respectul, doamna Țoghină, ideea e în felul următor. Cu toții semnalăm și sunt evidente problemele. Haideți să încercăm să venim cu soluții, că toți punctăm vorbe frumoase. Tot despre asta discutam cu domnul doctor Pană. Vă rog, domnule doctor Pană. Deci, eu nu cred că am învățat suficient de multe lecții, astfel încât să ne comportăm mult mai competent în acest moment. Că se puteau face o parte din ele altfel, este foarte adevărat. Nu s-au făcut și pentru asta, cei care administrează astăzi sănătatea, cu siguranță că vor putea răspunde. Aș vrea să mă întorc o secundă la întrebarea care a fost pusă înainte de un ascultător referitoare la strategia Suediei. Cred că e prematur să dăm un răspuns că ceea ce a făcut Suedia este mult mai bine decât ceea ce au făcut alte state. Pentru că, în primul rând, pandemia nu s-a terminat. Dacă ne uităm în Suedia, Suedia a avut un număr relativ important de cazuri raportat la populația pe care o are. Suedia raportează în continuare, conform ECDC și statisticii de la OMS, cazuri noi și decese într-un număr mai mic decât alte state. Și aș vrea să nu uităm că după așa zisa strategie în care se favoriza imunitatea de turmă, Suedia a început să implementeze măsuri pe care le-au implementat celelalte state. În consecință, au avut școli pe care le-au închis, au izolat populația la risc cât au putut de mult, să nu uităm că discutăm despre o țară în care distanțarea socială e cumva în genă. Deci comportamentul nordicilor este un comportament total diferit decât comportamentul celor din sudul Europei. În altă ordine de idei, familiile multigeneraționale din Suedia nu locuiesc în aceeași casă. Deci există un context cultural, există lucruri care nu pot fi abordate identic în două țări și să te aștepți să ai același rezultat.
Mulțumesc pentru această precizare. Avem și telefoane în direct. Aș vrea să îl ascultăm acum pe ascultătorul nostru, domnul Grigoriu din Iași. Bună dimineața! Sărmâna, doamnă! Ca întotdeauna sunteți o mediatare formidabilă, dar aveți și niște invitați formidabili care îmi permit să le, adaug niște întrebări. Sper să aibă bunătatea să-mi răspundă. Deci, dacă dumnealor cunosc, dacă în cercetarea românească au fost în trecut sau în prezent încercări de a rezolva prezența unui virus, anihilarea acestei prezențe și nu ceea ce se face de obicei, neapărat o monitorizare, răspândire a unui virus, inclusiv cel actual care ne norocește. A doua întrebare. Dacă dumnealor cunosc că în țara noastră, între anii 2007 și 2010, a apărut un proiect coordonat de niște institute mari ale Academiei, vorba de Institutul de Virusologie și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Fizica Materialelor, privind cercetarea prezenței unui virus, testări mai lente sau mai rapide, evidențierea prezenței unui virus, o eventuală protecție și, dacă, deci, încă o dată, ceva românesc și nu neapărat monitorizări, sfaturi și așa mai departe. A treia întrebare, sunt scurte, nu sunt foarte lungi. Dacă cunosc că pe timpul președinției lui Băsescu, a președintului Boc, al premierului Boc la vremea respectivă, dacă ei cunosc că s-au tăiat fonduri în cercetare, care aceste fonduri au dus la anihilarea multor proiecte de top și de calitate, prin tăierea, deci cu 25-30%, acel proiect care a avut loc în anii respectivi n-a putut fi dus până la capăt. S-a făcut ceva, nici nu se știe dacă a citit vreodată cineva ceva. Mulțumesc mult pentru intervenția ascultătorului nostru, domnul Grigoriu din Iași. Și iată trei întrebări importante care vizează în primul rând cercetarea românească în domeniul virusologiei. M-a întrebat dacă aveți cumva informații despre astfel de cercetări, domnule doctor. Eu am să îmi permit să-mi aduc aminte. Vă rog, domnule Gindrovel Dumitra. Să recomand ascultătorul dumneavoastră și mulțumim frumos pentru apreciere în primul rând. Să consulte Biblioteca Digitală a Bucureștiului, iar acolo să caute o carte, o monografie, se numește Boalele țăranului român, semnată Victor Babeș, alocuțiune ținută în anul 1901 în fața studenților la Facultatea de Medicină, în care sunt câteva date extrem de interesante despre variolizare, despre administrarea unor vaccinuri în anii 1900, o modalitate de cercetare în România împotriva virusului, despre care vorbeam puțin mai devreme. Întrebarea a fost dacă avem cunoștință. Da, s-a făcut cercetare în România din vechi timpuri, iar iluștrii predecesori, Cantacuzino și așa mai departe, sunt nume pe care noi acum, la care noi acum ne uităm cu foarte mult respect. Legat de proiectul despre care a vorbit dumneavoastră, nu am cunoștință, poate ceilalți interlocutorii dumneavoastră cunosc acest lucru, dar da, știu foarte bine că în ultimii 30 de ani, nu numai cercetarea a fost una dintre cele care a fost atinsă, noi culegem acum roadele unei interes destul de scăzut al guvernelor succesive de după 1989, în ceea ce privește sistemul de sănătate public. Mulțumesc pentru... Asta vedem în acest moment. Mulțumesc pentru răspunsul oferit ascultătorului nostru. Mai avem un telefon în direct. Este vorba de domnul Ruslan. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și invitația dumneavoastră. Îmi plac discuțiile dintre invitații dumneavoastră, pentru că orice discuție contradictorie duce către decizii mai bune. Dar, după cum știți, cel puțin 50% din populație sunt un toman necredincios. Dacă nu văd, nu cred.
Și-aș întrebat ascultătorii noastre de ce nu se recurge la niște filmulețe de 3-5 minute, nu din, nu din acelea de 2-3 secunde, dar filmări reale din spitale sau filmări de bune practici. Din punctul meu de vedere, în acest caz, măsurile de protecție individuală vor fi respectate de mult mai multe persoane. Televiziunile să facă și ele un efort financiar, să nu ceară bani pentru difuzarea lor, dacă vor să aibă cât mai mulți telespectatori. Noi foloseam aceste... Am și o întrebare. Ce, ce ocupație aveți? Sunt colonel în rezervă și am lucrat la, în vechea apărare civilă și mai am ieșit pensie de la ISO. Și tata, și tata a ieșit la pensie cu același grad. Știu că aveți o pensie decentă, ca să spun așa, pentru România. Acum, da, eu vreau decentă, să vă întreb... Nu am fost în partea la pensie decentă, am o pensie decentă. Da, da, o pensie decentă, nu mai aș fi folosit acest termen, că știu care este cuantumul ei. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă acum sunteți o persoană care nu mai sunteți la fel de activă ca acum 20 sau 30 de ani, dacă să presupunem că acum ați avea o vârstă, nu știu, de 30-40 de ani și ați avea un venit de, să spunem, 2000 de lei, care e un venit destul de comun în România, și ați avea în creștere un copil, doi copii și așa mai departe, da? Și evident ați fi nevoit să mergeți cu metrou, să mergeți cu mijloace de transport în comun, să vă duceți la serviciu, să vă înghesuiți în birou cu 7 oameni sau cu câți lucrați. Spuneți-mi și mie, cam ce metodă de protecție ați putea să abordați și cam cât v-ar costa astfel încât să vă feriți de acest virus? Da, acesta este motivul pentru care oamenii, majoritatea aceea despre care dumneavoastră vorbiți, sunt nevoiți să ia în derâdere acest virus, pentru că nevoile primare primează, ca să spun așa, frici în fața virusului sau conștientizării faptului că virusul chiar este o problemă cu care ne confruntăm. Eu v-aș putea răspunde la ce m-ați întrebat dumneavoastră. Oricum, v-aș putea răspunde, dacă mă ascultați, vă și răspund. V-ați îndepărtat un pic de întrebare. Mea întrebarea noastră este foarte bună. Eu am fost navetist, ca să vă spun așa, timp de 27 de ani și am și cu trenul și cu mașina, acele care erau de armată pe vremuri. Frig, iarna, vara, mure de cald, în fine, nu asta contează. Ideea este că măsurile de protecție, dacă vrei să-ți aperi familia și să te aperi pe tine și să poți să fii de folos tu prin meseria care o ai, depinde ce meserie ai, să fii de folos altora, trebuie în primul rând tu să fii sănătos. Și atunci trebuie să ți le și nu te uiți la buzunar, te uiți la familie, ai grijă de familie, dar în primul rând pe ei ajuți mult mai mult cumpărându-ți o mască, protejându-te pe tine, decât să iei niște lucruri de medicamente sau să dai bani la doctor, că încă se mai dau și asta se știe. Și e mai bine să, adică să-ți protejezi pe cei de lângă tine, protejându-și și colegii, la rândul tău, dacă ai funcție, depinde ce funcție ai, ca să poți să le impui lucrul acesta. Și dumneavoastră aveți un nivel de înțelegere și de educație peste mediu și înțelegeți aceste probleme. Ceilalți 50% nu au. Prin urmare, singura soluție este regula impusă prin lege și comunicată corect prin canalele de media și prin comunicatorii publici. Nu ceea ce se întâmplă astăzi, mesaje confuze din partea autorităților care a doua zi neagă informația de în ziua anterioară. Mulțumim mult ascultătorilor nostru. Doamna Maria, o secundă. Haideți să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră legată de acele soluții. Doar o secundă, vă rog. Doar o secundă, dacă se poate. Da, noi românii cam așa am fost obișnuiți de bici. Dacă nu avem biciul deasupra capului, nu prea facem și nu respectăm. Mulțumesc pentru o seară. Mulțumesc pentru intervenție. Eu cred că sugestia dumneavoastră este interesantă, dar probabil că aici intră în discuție inclusiv dreptul la propria imagine al pacienților. Nu se poate intra în spital pentru a filma în momentul în care se află într-o situație de boală și e foarte complicat. Aici ar trebui acceptul, poate ne pot ajuta domnii doctori în legătură cu această sugestie, cu filmulețe de câteva minute reale din spitale sau cu exemple de bună practici, dacă ar fi o soluție pentru ca oamenii să creadă mai mult în pericolul acestui virus. Aș putea să zic două vorbe. Vă rog. Am înțeles demersul dânsului, care din perspectiva mea se referă la o campanie de conștientizare, să spunem, care să fie făcută
cu exemple concrete. Din ce mi-aduc aminte, chiar dacă nu sunt un avid urmăritor al programelor de televiziune, cred că au fost câteva posturi care au făcut asemenea campanii. Și există inclusiv în media socială o multitudine de podcasturi și filmulețe, unele sunt educative, altele sunt cele care prezintă, să spunem, realitatea, fie din secția de terapie intensivă, fie din alte secții de spital. Cu toate astea, înclin să dau dreptate dintr-un anume punct de vedere și domnului Lala. Cred că populația, un anume segment din populație, spune, da, eu nu mă identific cu problema respectivă. Deci, am văzut, într-adevăr, e grav, e îngrozitor ce se întâmplă acolo, dar pe mine posibilitatea ca eu să ajung în situația aia nu o percep ca fiind una foarte reală. Și aici cred că ține tot de un exercițiu de comunicare, cel puțin din perspectiva mea, ca această conștientizare să fie una reală. Deci ca ceea ce văd eu acolo să fie perceput într-adevăr ca un risc real de a mi se întâmpla și mie. Mulțumesc pentru răspuns. Dacă domnul doctor Cintrovel Dumitra dorește să adauge ceva. Vreau să întăresc ce spunea domnul doctor Pană puțin mai devreme. Eu am văzut câteva dintre emisiuni de știri în care s-a filmat în terapie intensivă, în care am văzut pacienții în diverse faze, inclusiv cu acel CPAP pus pe cap și așa mai departe. Deci eu cred că aceste informații într-adevăr au fost vizibile. Referitor, eu vreau să fac un alt comentariu legat de discuția care a mers mai departe vis-a-vis de lege, de impunerea legii. Și eu sunt adeptul unor reguli clare în care trebuie să înțelegem că trebuie să ne protejăm unii pe alții. Dar acum ne aflăm în mijlocul, așa cum am început argumentația început, ne aflăm într-un mijloc, în mijlocul unui eveniment cu care nu ne-am mai întâlnit și care are și conotații sociale foarte importante. Dacă prima etapă, prima în care am introdus acel lockdown, în majoritatea țărilor europene am observat un fenomen care se numește oboseala la complianță. După ce oamenii au stat cu minți acasă, au respectat regulile, iar dovada este faptul că România a ajuns la un moment dat să nu mai creadă în acest virus, tocmai pentru că nu l-am întâlnit prin respectarea acestor reguli. Odată ce am ieșit din starea de urgență, au început meeting-urile, manifestațiile împotriva măștii, continuă și acum am văzut că au fost inclusiv în țările europene. Asta se numește oboseală la complianță. Oamenii nu sunt dispuși ca să respecte reguli dure pe termen lung. De aceea, educația reprezintă și percepe o campanie de informare pentru a percepe corect riscul, este cel mai important lucru pe care poți face. Ca și autoritate vorbesc în acest moment. Iar dacă noi reușim în această perioadă să conștientizăm cam care este magnitudinea sau care poate fi magnitudinea unui dezastru care se poate întâmpla, eu cred că am câștigat bătălia cu acest virus. Dacă ne vom pune capul în pământ și nu vom înțelege acest lucru, da, e posibil să avem destul de mulți oameni care nu pot să înțeleagă, nu pot să traducă corect mesajele, nu pot să vadă corect, de exemplu, semnificația unei deces într-o comunitate. Deci am asistat la atât de multe paradoxuri în care persoane care au decedat din coronavirus, familia spunea că nu e adevărat, nu a avut coronavirus, am murit de totuși cu tot altceva. Este negarea faptului, a realității în acest moment. Depinde de nivelul fiecare dintre noi ca să înțelegem, ba de frică, ba de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în care este realitatea. Iar asta se numește educație. Mulțumesc pentru răspunsul oferit ascultătorului nostru. Ultimele minute ale acestei ediții. Nu aș vrea să închidem emisiunea fără a aloca măcar 3 minute din cât mai avem la dispoziție sfaturilor practice pentru sezonul rece, sfaturi prin care să reușim să ne creștem imunitatea. Pentru că am vorbit, vine peste noi sezonul virozelor, vine sezonul gripelor. În fiecare an am avut epidemie de gripă, probabil că prin ianuarie-februarie ne vom confrunta
peste această pandemie de COVID-19 și cu o epidemie de gripă. Sezonul virozelor îl cunoaștem cu toții, mai ales și care suntem părinți și care avem copii care merg la școală. Poate că acum cu școala în online vom scăpa de acest sezon al virozelor care ne afecta în mod tradițional. Rămâne însă această dorință a fiecăruia dintre noi de a fi mai puternic în lupta cu acest coronavirus. Și cum facem acest lucru? Câteva sfaturi pentru a ne întări imunitatea. Cine dorește să răspundă primul, vă rog. Domnul Gindrovel Dumitra, vă rog. Da. Din punctul meu de vedere, sfaturi pentru a ne întări imunitatea, așa, haide ca să zicea domnul Lala puțin mai devreme, sunt câteva spray-uri pe mâini. Da, putem să folosim acele recomandări de a consuma cât se poate de multe legume, fructe, hidratare zilnică, păstrarea igienei, sunt reguli esențiale. La acestea trebuie să adăugăm acele măsuri nespecifice pe care domnul doctor Pană le-a exprimat la început și sunt trei mari și late: spălatul pe mâini cu apă și săpun, purtatul măștii și distanțarea fizică. Și pentru cei care se află în grupe la risc, trebuie să se vaccineze, pentru că asta este cel mai bun lucru pe care pot face acum pentru a nu suprapune peste pandemie de COVID-19 și o epidemie de gripă. Mulțumesc, domnule doctor Adrian Pană. Total de acord cu ce a spus colegul meu. Aș spune că merită să avem pe lângă o alimentație echilibrată și corespunzătoare și o odihnă corespunzătoare. Problemele de sănătate mentală au crescut exponențial în această perioadă. Să știți că ediția de săptămâna viitoare vom discuta despre acest lucru cu doi invitați de marcă, doamna doctor psihiatru Luiza Spiru și antropologul Valentin Verun Toma. Mă bucur că abordați această temă pentru că este o temă de mare actualitate. Anxietatea generală a crescut și tocmai din această cauză a ști cum să colaborăm cu stresul și să îl ținem într-un oarecare control, cred că este esențial pentru sistemul nostru imunitar. Cred că e important de asemenea, chiar dacă vine sezonul rece, să facem activitate fizică, indiferent de forma în care putem să facem această activitate fizică, să avem o igienă corectă, să respectăm regulile și cred că aceste lucruri ne pot asigura o trecere mai ușoară, nu doar peste sezonul rece, cât și în lupta cu virusurile din acest sezon. Vă mulțumesc, domnule Mihai Lala, dacă aveți un sfat în ce privește imunitatea ascultătorilor. Eu nu aș vrea decât să adresez următorul mesaj, ca să spun așa. Dacă ne e dor de restaurante, dacă ne e dor de meciuri, dacă ne e dor de activitățile publice, trebuie să înțelegem că pentru a ne recâștiga această libertate, singura soluție este de a urma sfaturile pe care distinși doctori care sunt prezenți în emisiune le-au recomandat anterior și evident aș adăuga acolo unde se poate și există capacitate să se testeze, să se izoleze, oamenii să fie conștienți că se supun unor riscuri și pe ei înșiși și pe cei din jurul lor. Mulțumesc, serviciul de noapte la final, medicul epidemiolog Adrian Pană, expert în sănătate publică, medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei și Mihai Lala, manager OK Medical, au fost alături de mine în această noapte. Vă mulțumesc pentru prezență. Mâine noapte, Felix Crainicu vă propune alături de fotograful Lucian Ene un dialog despre arta fotografică. Luminița Voinea, redactor, Rodica Dreve și Claudia Buzică, regizor emisie. Sunt Maria Țoină și în numele întregii echipe vă mulțumesc pentru atenție. În câteva clipe la Radio România Actualități, știrile orei 2. Să fiți sănătoși! Să te văd.